A fost un pas foarte important pentru mine, cât că nu mă așteptam să joc titular toate cele 3 meciuri din Anglia. Am încercat să mă integrez cât mai repede în echipă. Mi-a fost greu că nu cunoșteam niciun băiat prima dată când am ajuns acolo, dar încet, încet m-am integrat în echipă și în ochii staffului, care au avut încredere să mă bage din primul minut toate cele 3 meciuri și eu cred că a fost destul de bine în toate cele 3 meciuri. Cât că am pierdut primul meci cu Slovenia 3-0, cu Norvegia 2-0 și cu Anglia 2-1, eu mi-am făcut treaba ce am avut de făcut și în rest, acum m-am întors la club și să-mi fac treaba cât mai bine aici, să muncesc dublu decât am făcut până acum, ca să-mi fie mie bine. Ce a lipsit României pentru a realiza obiectivul? Aveam obiectiv calificare? Obiectivul era calificarea la europene. Nu pot eu să comentez acest lucru ce a lipsit României, că nu sunt în măsură, dar n-am avut un joc echilibrat ca să putem face față. Cu toate că, ca și valoare, și Slovenia și Norvegia? Erau sub noi. Dar ei au jucat pentru echipă și au reușit să dea gol la aproape fiecare ocazie care au avut-o. Îți dorești să rămâi în circuit? Da, normal. Că am ajuns acolo, acum îmi doresc să rămân și la Under 18, Under 19, cum să fie. După evoluțiile și după discuțiile cu domnul Chivorchean, fiți convins că o să fie un circuit, o să rămână în circuit. Are calități, bineînțeles că va trebui să muncească. Chiar și domnul Chivorchean mi-a spus că la ora asta Cătălin ar putea apăra la orice echipă în Liga a doua. Și chiar le-a propus mai multor cluburi de Liga 1 să fie cu ochii pe Cătălin. Că ar fi păcat să rateze un asemenea portar. Da, v-am spus, el a făcut doar primul pas. Este multă muncă în continuare și când o ajunge pe la 37 de ani, ar trebui să ridice nasul. Până atunci va fi multă muncă și puțină șansă. Că vedeți că dacă nu avea puțină șansă, nu se accidenta portarul de la Creva, poate nu ajungea în acest în circuit de echipe naționale și nu apărea, apărea buturile selecționate Under 17. Planurile tale, ce conțin pe termen scurt? Care rămâne Alba Iulia, că mai ai o anumită perioadă, că capete experiență, sau îți propui o plecare cât de repede posibil? Nu, momentan o să rămân aici până când o să mă mai maturizez sau un club o să primească o ofertă bună pentru ei și pentru mine. Nu mă gândesc la plecare încă. Mai am mult de arătat aici și nu, deocamdată la plecare nu-mi stă gândul. Și voi ăștia tineri, pe care noi, care suntem în cadrul clubului, conducerea, antrenorii, avem încredere, trebuie să duceți echipa asta într-un eșalon cât mai sus. Și fii convins, Cătăline, că dacă vor fi oferte bine și pentru tine, ne gândim. Dar deocamdată trebuie să fii cu gândul mai la Unire. Și când ești la tema la altul național, bineînțeles, cu gândul acolo. Pe cine ai ca idol? Idol, îmi place foarte mult Curta, portarul de la Chelsea, și Neuer, pentru jocul lui de picior și așezarea lui în teren. Cu care te cam asemeni așa. Nu uitați că am ca și glumă la Junerii Bert, stăm pe locul 4, cu șanse, încă cu șanse de calificare în primele două, la Târgu Mureș, la scorul de 0-0, a arătat 11 metri. A fost desemnat, el execută lovitură de 11 metri și câteodată și lovitură libere. Deci are și calitatea asta. Am un joc foarte bun de picioare. Foarte bun. Care defecte? Am câteva kilograme în plus care trebuie să le mai dau încă jos. Am avut mai mult, dar acum, cât am fost plecat cu Naționala,
am dat 6 kilograme jos, mai am 2, 3 maxim, să mai dau jos. Și nu pot să-mi văd eu defectele, că nu pot să-mi zic eu ce defecte am, că nu sunt în măsură să mă văd pe mine ca să-mi fac o autoanaliză la cum apăr sau... Dar ce zic antrenorii de defectele astea, dacă îi... Întrebați antrenorii. Pentru noi, portarea trebuie să vă spun. Eu așa, ca și nespecialist, chiar mă pricep la portari, să antrenez sau alea, defecte nu sunt. Deci chiar nu se vede că ar fi un jucător cu defecte. Bineînțeles că trebuie să-și îmbunătățească celelalte calități. Ieșirea pe centrare și jocul 1-1 cu atacantul când scapă. Deci este atât. Sunt îmbunătățit și prin muncă se vor... Să le faci și din experiență. Bineînțeles, și experiența, dar vorbind așa de experiență, vedeți că sunt jucători cu care ar trebui să se lase sau la final de carieră și domină prin jocul lor Liga 1. Sau dau un exemplu cu Hagi, la 16 ani era unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1, având în vedere și valoarea Ligii 1 din 84 sau cât, 82, 84. Deci, valoarea o ai și la 16 ani și la 37 de ani. Experiența nu are încă, da. Apărând meci de meci la echipa de seniori, la echipa de juniori, foarte important că ne așteaptă și un meci derby județean duminică la Sebeș, va prinde, va acumula și experiență. Echipa favorită din România? Ne gândim cine te putea. Îmi place foarte mult Steaua, dar nu e ca o echipă favorită. Nu știu cum să zic așa. N-am o echipă favorită care să o susțin să fiu... În afară de? În afară de Alba Iulia. Da. În România îmi place mult Steaua, dar ca echipă favorită Real Madrid. Îmi place foarte mult jocul lor.